La mulți ani. La mulți ani, la mulți ani. Primele capturi n-au fost pești, ci două peturi. Ziua și bine v-am regăsit, dragi dependenți de Fidel. Începem anul cu o partidă mai puțin obișnuită și spun asta deoarece în ianuarie, în loc să pescuim la copcă, pescuim la Fidel. Astăzi ne aflăm pe Dobroiești, deci chiar în oraș, putem spune că o să practicăm un pescuit urban. Pe un loc pe care l-a descoperit Marian Bejliu, un prieten al nostru și foarte, foarte bun pescar. Și am venit astăzi după babușcă și împreună cu Claudiu. Vom încerca să capturăm câțiva pești astăzi, ne mai dezmorțim puțin după zilele de sărbătoare și în activitate. Dar despre ce am putea să prindem, cât de des, cât de mare sau, mă rog, eventuale capturi surprize, o să las pe Marian să ne spună că el știe mai multe. De regulă, perioada asta de iarnă, pe balta asta, babușca și bibanul e predominant. Are și caras, are și ten și ciortan, dar mai rare exemplare pe perioada asta de iarnă. Când ați venit aici și ce ați făcut? Acum o săptămână am venit și am prins în maxim 2 ore undeva la 10 babuști.
Ne așteptăm așadar să fie o partidă săracă în pește, cu pește de calitate inferioară dacă raportăm la cel pe care prindem de obicei, însă pentru noi va fi o recompensă cu adevărat regală să prindem pește. Suntem în ianuarie, la început de an, temperaturile sunt în preajma lui 0 grade, noaptea coboară și spre limita înghețului, dar nu a înghețat încă, după cum se vede. Avem o atmosferă specială pentru pescuit, pentru pescuitul la feeder în mod deosebit, pentru că lansăm în ceață, după cum vedeți, și asta s-ar putea să pună anumite probleme de precizie. Însă nu pescuim chiar atât de departe și putem să ne luăm repere în fața noastră pe mal, folosind, de exemplu, suportul sau alte trucuri de genul ăsta. Dar despre ele vom vorbi în timpul partidei. Pescuiți cu nade diferite? Da, oarecum diferite. În sensul că fiecare, ei doi și-au pregătit nada de acasă, o să ne spună fiecare ce au folosit, că n-au vrut să divulge absolut nimic, secretoși băieți, n-ai ce să le zici. Eu o să vă arăt în cele ce urmează ce o să folosesc. Oricum există o linie pe care mergem, toți vom folosi o nadă destul de închisă la culoare sau, dacă doriți, apropiată, foarte apropiată de culoarea substratului, tocmai pentru că apa este foarte, foarte limpede și peștii sunt extrem de sperioși. Și mai ales combinația aceasta, după cum a spus și Marian, există biban în baltă și noi vrem să prindem babușcă, după cum bine știm, bibanul cam papă babușca și nu vrem să creăm un contrast foarte mare pe substrat într-o apă limpede, ca să putem să atragem babușca și să se hrănească în siguranță pe vadul nostru. Să vorbim despre nade. De principiu, abordarea pe care o am astăzi, știind că prietenul meu Cătălin va folosi o nadă un pic mai hrănitoare, a fost să merg pe opus, pe o hrană foarte puțin hrănitoare, un fin mutiur de la Sensas, pe care l-am înnegrit, ca să zic așa, cu Tracix. Tracix-ul este un colorant pe bază de oxid de fier. Secretul cu el este că dacă vrei să obțină nor, îl pui după ce umectezi nada, dacă vrei să colorezi un pic mai mult nada și să își mențină un pic culoarea în curent, îl umectezi, îl amesteci în formă uscată și îl umectezi și lași, faci umectările în mai multe trepte. Să vedem Marian ce încearcă. Da, eu o să folosesc o nadă de la Sensas special pentru babușcă. O nadă pe care am fost-o și data trecută, a dat rezultate și n-are rost să schimbăm nada atunci când ne dă rezultate, când mergem la pescuit. Așadar, după cum au divulgat în sfârșit, se pare că se menține linia cu care v-am obișnuit. Întotdeauna în partidele pe care le facem împreună încercăm să abordăm cât mai diferit, tocmai pentru a avea niște concluzii la sfârșitul unei partide, cine a prins mai bine și de ce, care n-a dat mai bune rezultate. Și totodată vă putem transmite toate aceste cunoștințe, fără ca dumneavoastră să încercați să cheltuiți bani, o groază de bani și timp, pe de altă parte, încercând lucrurile acestea, le vom încerca noi pentru dumneavoastră, concluziile cred că vor fi mai mult decât evidente. Observ că tu mergi pe Super Method Mix de la Baitec, o hrană naturală, foarte aromată, să zic așa. Da, are o aromă mai specială de ierburi. Condimente. Da, e puțin condimentată, dar după cum se vede este și ea apropiată de culoarea substratului, are și cânepă măcinată, o mecanică pe care o să o dăm, o să vă explic imediat despre ce este vorba, când o să mă apuc să o prepar. Bun, să trecem la treabă. Să. Bun, dar acum, după ce am terminat de sonda locul, o să mă apuc să fac și nada. Claudiu și Marian au fost mai hoți astăzi și au făcut nada de acasă, dar e un lucru pe care îl recomand și eu, deoarece iarna nada se umectează într-un timp mai mare decât o face vara, datorită particulelor mai grase, absorbe mai greu apa, și de aceea trebuie avut mai multă grijă cu ea. Bun, astăzi, după cum am spus, câteva criterii pentru ce trebuie luate în calcul atunci când vânăm babușca.
După cum am spus, o nadă cât mai apropiată de culoarea substratului, chiar și neagră. Eu am ales astăzi un super metod mix de la Baitec. După cum se poate observa, este o culoare brună. Imediat o să vă arăt și cum arată pe viu. Iar ca și conținut al nadei, o granulație extraordinar de fină. Nu vrem să hrănim peștii, mai ales acum în perioada de iarnă. Și ceea ce se observă în cadru, bucățelele acelea micuțe negre sunt de la cânepa muncinată. Mai are în compoziție și melasă, mai sunt câțiva bulgărași de melasă. Aceștia o să se topească în momentul în care va fi umectată nada, îi va da un plus de consistență. Iar pentru astăzi nu voi face foarte multă nada, pentru că nu are sens. Cam o jumătate de kilogram de nadă, eu zic că este arhi suficientă. Cum vedeți, foarte puțină. Grijă mare cu umectarea. Să nu puneți prea multă apă de prima oară. Nu este cam foarte, foarte bine să apa să fie prezentă toată masa nadei. Și deja, după cum se vede, se poate strânge, dar mi-a rămas destul de multă nadă pe mâini. Asta înseamnă că încă nu a absorbit suficient de bine și tocmai pentru a fi sigur că apa a ajuns la toate particulele, o să fac o primă sitare dintr-o sită cu ochiuri mici, apoi voi lăsa nada 10 minute să-și tragă apă și apoi voi mai completa dacă mai este nevoie. Fiind foarte fină nada, trece foarte ușor prin sită, tocmai de-aia. Până în vedere că am avut și cantitate destul de mică de nadă și o granulație fină, am luat o sită foarte mică pentru a ușura bagajul. Bulgării mari, se vede de ce am vrut să sitez nada. Bulgării mari care vedeți aici pe sită se datorează apei care a umectat mai mult o parte din nadă și alta nu a umectat-o deloc, tocmai de aceea pentru a realiza o umectare cât mai omogenă, prefer să sitez nada. Mi-au rămas câteva particule mari, în general melasa. Astea nu o să le folosesc, sunt mult prea mari pentru o partidă făcută iarna. Și după cum am spus, cu asta ne vom întâlni peste aproximativ 10 minute, o sărbără, momentul în care ea își va trage apa necesară. Bun, am terminat și cu umectarea finală. Am mai dat o tură de apă prin ea și încă o sitare. Nada este pregătită acum și
vom vorbi despre, puțin despre mecanica nadei, care este foarte, foarte importantă. Felul în care am pregătit nada acum este o nadă inertă. Inertă înseamnă că în momentul în care se va desface, va rămâne pe substrat. Astfel vom putea să realizăm eficient un vat. Problema se pune în felul următor. Babușca este un pește care preferă să se hrănească deasupra substratului. Așa că o să ne trebuiască și particule care să rămână în suspensie, în apă, pentru a trage spre vat babușca. Lucrul acesta poate fi obținut fie folosind aditiv praf, care majoritatea au un miros de coriandru, conțin tot așa foarte multă cânepă măcinată, în general semințe cu coajă lemnoasă, care se omectează foarte, foarte greu și totodată plutesc prin apă. Eu, ca să obțin același efect, fără un aditiv, pur și simplu o să pun foarte, foarte puțină nadă neumectată, este suficientă asta, presărată peste nada noastră umectată și amestecăm. Astfel, o parte din nadă care am umectat-o bine, în două trepte se va desface pe substrat, iar cea pe care am pus-o acum va da particulele. Va da particulele care vor rămâne în suspensie. În funcție de răspunsul peștilor, dacă se întâmplă să avem trăsături false foarte, foarte multe, înseamnă că avem foarte multe particule în suspensie, așa că putem să reglăm inclusiv lucrul acesta. Umectăm puțin nada, încercăm să micșorăm numărul de particule aflate în suspensie și atunci totul o să fie bine. Iar pe partea cealaltă, la fel, dacă nu reușim și dorim să atragem babușca de la o distanță mai mare, vom încerca să mai adăugăm puțină nadă neumectată, nadă uscată, ca particulele să fie purtate de curenții de apă pe o distanță cât mai mare și vom încerca să apelăm pești de la o distanță mai mare folosind acest truc. Așadar, acum înțelegeți de ce prefer nadele cu granulație fină, pentru că nu hrănesc și plus de asta se poate lucra foarte, foarte simplu cu ele și poți obține de la ele absolut tot ce te interesează, ai control foarte mare pe ele. Așadar, am terminat nada, o să mă duc acum să bag 2, 3, 4 coșulețe în apă pentru a nădi, pentru a crea un vad și vom vedea pe parcurs ce se întâmplă. Adevărat monstru, băi, Marian. Frumos! Să spunem că începutul de sezon, mai ales când pescuim în apă rece, este anotimpul degetarelor. După cum vedeți, se impune a fi folosite coșulețe de dimensiuni foarte, foarte mici. Cu astfel de coșulețe nu riscăm să supranădim sau să săturăm peștele, ceea ce este foarte, foarte important. În funcție de necesități, cât de repede dorim să se desfacă nada și în funcție de adâncimea apei, avem de unde să alegem coșulețe cu plasă mai rară, cu găuri mai mici sau doar cu foarte, foarte puține găuri, cum este acesta de aici. Așadar, observați și dumneavoastră cât de micuțe sunt. Parcă sunt de jucărie, dar foarte eficiente pe apă rece. Iar acum că tot
tot vreau să nădesc. O să folosesc pe cel mai mare dintre cele mici. Iar nada, imediat o și arăt, care va intra în coșuleț, va consta din câteva larve. Una, două, trei larve de chironomus sau chiar mai multicele, așa, ceva de genul. Punem peste nadă și încărcăm coșulețul. Prindem larvele la mijloc cu doape de nadă. Nu presăm foarte tare pentru că vrem să se desfacă foarte, foarte repede. Se văd larvele aici. În momentul în care nada se va desface, vor fi eliberate și ele pe substrat. Și sperăm că vom atrage câțiva pești. Marian deja s-a apucat de treabă, a luat câteva babuști. Micuță ce e drept, dar este un semn îmbucurător. Odată ajuns coșulețul pe substrat, zmocim odată și recuperăm, pentru că nada noastră se desface foarte, foarte repede. Și voi continua așa, încă două coșulețe voi mai da, exact pe același principiu. Câteva larve puse în doape de nadă. Au, ce frumos arată. Dacă ne place nouă, ar trebui să le placă și peștilor. După cum vă imaginați, la coșulețe de mici, evident vom folosi și cârlige foarte, foarte mici. Acesta este un cârlig numărul 18. Iar struna, firul cu ajutorul căruia am legat cârligul, este un fluorocarbon de 0,085, și adar finețe la maxim. Totodată am și schimbat coșulețul. Am pus unul mai mic după ce am făcut nădirea de bază. Și adar tot ce rămâne de făcut acum este să încarc coșulețul, o lansare și să sperăm că ne apucăm și noi de treabă. Se pare că băieții au început să prindă și prind amândoi. Pește mare. Da. Știți cum se spune, dacă nu mare, măcar rar să fie. Sperăm că spăl eu rușine acum cu niște capturi impresionante. În momentul ăsta putem spune că am început să pescuesc. Bă, dar se pare că a tras. Da. Trage foarte, foarte, foarte fin. Sperăm că l-am și prins. Ar fi chiar ghinion curat. Nu, uite, un pescăruș a vrut să-mi ia peștele. Drill dublu. Oh, da, prietenul. No.
Deci nu se poate. Una bucată somn pitic, plaga bălților. Și dacă vă imaginați așa ceva, nu trebuie să se întâmple, mai ales acum pe apă rece, dar e clar, sunt, cred că, milioane în Baltă. Păcat că el e frumos așa, el ca pește, dar mai destructiv decât ăsta, cred că doar plăsari. Atipic pentru acest sezon, încerc să dau la vierme, prietenii mei dau la libelulă, am prezentări, din păcate trage foarte, foarte fin, babușca. Este, oricum, este spectaculos să ai trăsătură la nici un minut după lansare, având în vedere că ne așteptam ca și peștii să fie un pic așa după sărbători și să fie puțin mai liniștiți. Ce e drept, anul ăsta nu este unul tipic. Nu am avut atât de mult timp bălțile înghețate. A fost aceea zăpadă pe la sfârșitul noiembrie și după aceea temperaturile au stat undeva în zona 0 grade, dar mai mult pe plus. Ceea ce poate să semene mai degrabă cu un sfârșit de sezon decât cu un sezon de iarnă, când peștele intră în acea latență datorită faptului că apa scade la temperaturi foarte joase. Peștele fiind un animal cu sânge rece, metabolismul lui se încetinește foarte, foarte mult. Ați văzut și Cătălin a prins un somn pitic, ceea ce confirmă această teorie pe care o exprim eu acum. Faptul că încă apa jos are o temperatură mai mare, este încă activ peștele, să sperăm că asta se va traduce și prin alte specii decât babușca, dar asta rămâne de văzut. Câte ai până acum? A treia băbușcă. Mai pierdut unele pe drum. Spre mal. Ca și echipament, o lansetă Daiwa de 3 metri, o adevărată veterană, să zic, care are 20 de ani lanseta, o mulinetă de 3000, fir de 0.18 pe principal și cam atât. Abordare clasică, finețe la maxim. Ați văzut și la Cătălin selecția de coșulețe pentru partidele de iarnă. E plină de degetare. Ce vreau eu să menționez, fiecare coșuleț, vedeți că are o altă plasă cu alte dimensiuni ale ochilor la această plasă, sau este chiar de genul acesta aproape închis. Dacă pescarii de staționar care dau la plută, la rubeziană sau la meci, știu foarte bine cât de mult contează mecanica nadei, pentru fideriștii aflați la început, aceasta e un subiect mai puțin aprofundat și mai puțin discutat. Deci pe lângă măsura în care umectăm nada și cât de explozivă o facem, cum lucrează ea, trebuie să acordăm atenție și felului de coșuleț pe care îl folosim. Pentru că dacă am o nadă explozivă, dar o bag într-un coșuleț de genul ăsta, ea s-ar putea să lucreze un pic mai târziu, să iasă un pic mai târziu decât dintr-un coșuleț cu ochiuri rare. De asemenea, contează foarte mult în alegerea coșulețului și adâncimea coloanei de apă. Pe o adâncime mare, acesta va pierde foarte multă nadă pe traseu, va face o dâră, lucru care poate uneori nu-l dorim. Pe când unul de genul ăsta s-ar putea să țină prea mult timp nada în el. Deci sunt coșulețe mai potrivite, unele pentru apă curgătoare, unele pentru abordări în care trăsăturile vin mai încet sau tot așa.
nu sunt întâmplătoare, nu sunt nici un moft al producătorilor să existe diferență între ele, ca și mărimea ochiului, ca și chiar și materialul din care sunt făcute. Acordați atenție acestui aspect și vă veți îmbunătăți rezultatele la partidele de pescuit, atât în sezonul rece, cât și în sezonul cald. Cât a durat până a tras? 20 de secunde maxim, dar trăsăturile, după cum nu știu dacă s-au văzut, sunt extraordinar de fine. Nu ne putem aștepta la demarajele care sunt la alte specii sau la trăsăturile acelea pozitive din sezonul cald. În schimb, nu sunt de neobservat, din fericire nu bate absolut deloc vântul, este chiar ok, deci nu e o problemă să observăm chiar și trăsăturile acestea fine. Recompensa faptului că am ieșit din casă în acest moment la pescuit. Sunt pescari care preferă să îngroape tot cârligul. Eu prefer să-l las cu vârful liber pentru a asigura faptul că înțeapă imediat. Am avut un prim semnal, dar n-am reacționat. Acum. Ce aș putea să spun mai mult de atât decât lângă ușa bucureștenilor, bălțile astea pe care le ignorăm, pe care mulți le poluează, din păcate, pe care îți pot aduce o satisfacție în... cum să zic, în distanțe foarte scurte. Nu trebuie să ajungi, să te duci până la canalul cu apă caldă sau să străbați cine știe ce alte drumuri pentru a prinde un pește în ianuarie. Pescuit urban, pe o baltă a nimănui, balta Pălărierul Dobroiești.
nu l-am mai păcălit. Sau dacă l-am păcălit, e foarte mic. Și am luat și o podoabă de mizerie din Balta. Destul de nehotărât peștele, încă nu e concurența. Așa niște sacuri mici, niște... Asta l-am pierdut pe drum. Sper că l-am pierdut și câligo. Da, ba da, rămas și fără călig. E un prag acolo în care dacă dau, pierd montura. Dacă echipamentul este fin, sensibil, plăcerea există chiar și cu pești de dimensiunea asta mică. Asta a fost chiar hotărât, a înghițit, va trebui să găsesc de gorjor într-o să-l pot elibera. În timp ce prietenii mei stau de vorbă la telefon sau sunt atenți la altceva, mie îmi spate că uit un pește mai supărat un pic așa, dar nu cu mult, doar că e mai agitat un pic. Care a înghițit viermele până în stomac. E semn că a început să se strângă un pic pe vadă, oricum trăsăturile sunt cam în același lit, să zic. Cât de mare poate să crească o babușcă? Crește și mai mare de atât. Personal, nu știu dacă am prins mai mare de 700 de grame, dar oricum, un exemplar frumos. Nu vorbim de astea și amici. În schimb, ca și toate situațiile, ca să crească mare, trebuie să întâlniți mai mulți factori. Deci contează și densitatea de pește, contează și hrana naturală din baltă. Am văzut, nu la noi din păcate, am văzut și niște exemplare de 1-2 kg, nu avem să cred. Disputabil însă dacă erau curat babuști sau cine știe ce hibrisi. Asta până nu studiez îndeaproape e mai greu de determinat. Pentru o poză nu e întotdeauna elocvent. La ce mergi, la viermuș alb sau roz? Eu merg pe viermușul roz, roșu, pentru că sper să atragă și biban sau alt pește și imită un pic, adică am încercat și la libelule, merge foarte bine, numai că la libelule stai, te chinui un pic, mai ales pe frigul ăsta, să le pui în cărlig. Am zis că dacă tot pot să pun un vierme și am observat și o diferențiere în talie, sunt nu cu mult mai mari, dar mai mari cele prinse la vieri, am rămas așa. O să vedem până la sfârșitul zilei, dacă sfârșitul partidei, pentru că nu stă nimeni până la sfârșitul zilei iarna. E prea frig ca să reziști atâtea ore. Las câteva larve în centrul coșulețului, pun două dopuri de nadă și cam asta e. Sper să găsească telespectatorii inspirație și un motiv să iasă din casă, chiar și atâta vreme cât apa nu e înghețată, pescuitul la feeder e posibil. Rezultatele sunt și în funcție de ce faci, ca și pescar. Este o variantă de a mai exersa un lanseu, de a mai sta de vorbă cu un pește, chiar dacă mic. Pentru noi sezonul nu se termină niciodată. Chiar și când vine gheața, după cum vă povesteam, mai există câteva opțiuni. Există acel canal de apă caldă pe care curge apa de răcire de la reactor la Cernavodă. Nu e chiar la îndemână, sunt câteva sute de kilometri, dar e o variantă. Dacă nu îngheață Dunărea, rău de tot,
te poți duce și acolo, mai ieși în natură, te bucuri și de peisajele de iarnă. Cred că e peștele, mi-a dat telefon. Îmi spune că a venit la târg. O să-l grăbesc, sper să nu-l pierd. Și să iau și unul de ăsta. Un drill nebun. Ha, și-ai și scăpat. Nu uite de degete la Mariane. Mie mi-este tare dor de Argeșul ăla, nu știu ce se mai întâmplă pe acolo. Englezii au obiceiul să-și facă ceai pe baltă și e un obicei bun, da? Adevărul e că pe frigul ăsta orice băutură caldă ne mai activează un pic.
cu această ultimă babușcă încheiem emisiunea de astăzi cu invitația către toți aceia dintre dumneavoastră care ezită să iasă pe apă fiindcă e iarnă, să nu mai ezite să iasă, să se distreze cum ne-am distrat și noi și să aibă încredere în faptul că dacă îți adaptezi echipamentul pentru acest sezon, adică treci la o finețe pe care poate în mod normal nu ai aborda-o, cu coșulețe foarte mici, cu momeli și monturi adaptate ca atare, poți să ai bucuria să prinzi 30, 40, 50 și mai mult de baboiași. Vă așteptăm și la alte emisiuni, sper că ați găsit puțină inspirație și în aceasta. Sper că v-a făcut plăcere ce ați urmărit astăzi. Capturile, după cum ați văzut, nu au fost foarte mari, dar suficiente cât să ne facem încălzirea pentru început de sezon. Dependent de feeder, va continua pe Fishing and Hunting. Și cu cât mai multe partide interesante, cu informații de calitate, sperăm să ne întâlnim cât mai curând. Inclusiv eventual o partidă pe râu, după cum am promis și anul trecut să facem o partidă pe râu la Dunăre sau eventual la un scobar ceva și acolo sunt lucruri extraordinar de interesante. Până data viitoare, dependent de feeder, vă urează la mulți ani în primul rând și fir întins.